Us. Avem opțiunea de a ne impune și chiar dacă nu vorbim cu voi o facem în rime. Cu aceeași cruzime judecați după mintea voastră, dar credeți că vă ascultăm, facem tot pe pula noastră. Nu putem să ne facem o mentalitate frumoasă bazată, pentru că voi ne creșteți radical orice rată care o facem pentru o casă. O casă frumoasă nu se poate face pe criza asta financiară, unde sunt toți banii tot la voi, lăsați românii să moară. Muncim ca sclavi în țara noastră, mai bine plecăm în altă dimensiune, altă ieră, decât în asta care nu este a noastră. Suntem în 2009, tot cu securiști umblăm, să ne aducem aminte acum 20 de ani când pentru țară ne omoram. Pentru asta ne-am ucis, pentru asta multe mame, bunici, copii s-au sinucis și au făcut-o din vorbele care câte 4 ani la rând le-a zis și i-ați promis că o să duce mai bine. Uite cu ce am rămas, suferință, boli, sărăcie. Ne luăm după Băsescu ca atunci când zice să trăiți bine. Nu știți să conduceți o mașină, dar păi o țară, dar păi o țară. Să nu mai zic de aia din Irak, Iran, care au murit tot pentru țară. Plecați în pula mea la țară, că nu aveți față de oraș și mai ales de capitală. Dar ce să le spui la de tândală, mai bine le zic pe cală, că le elene să se trateze și de boală. De boala asta cu conducerea, dar ce să zic, după aia unde mai este plăcerea? De asta zic că-mi beau această cană de vin. Sunt în Italia, plecat departe de casă, dar știu că nu mai vin, ci că ești o vorbă nicăieri, nu-i ca acasă. Eu pot să zic așa în altă parte decât acasă, e mai frumos ca acasă. E o pulă, e mai bine aici ca acasă, nu am casă decât să stăm în lepra asta, mai bine departe de conducerea voastră. Conducerea voastră. Azi este o nouă zi pentru cei ce guvernează, pentru cei ce nu văd că ăștia ne tot trădează. Azi este o nouă zi plină de viață și bucurii pentru voi românilor și ai voștri copii. Azi este o nouă eră pentru cei ce se nasc și mai ales pentru cei ce se duc în rai și se renasc. Azi.